Este, chiar este. Pătrat. Pătrat înseamnă că trebuie să mai adăugăm în plus că este, deocamdată că e parolagram. Da. Putem arăta foarte repede că laturile astea sunt paralele din parolagram, nu? Și congruente, parolagramul, și că diagonale sunt perpendiculare, asta înseamnă că sunt într-un și romb. Și că diagonale... Că diagonale sunt perpendiculare într-un romb, da. Și bisectoare, parcă. Și diagonale sunt și bisectoare, neapărat. Dar ca să devină rombul, să devină pătrat, trebuie să aibă și un unghi drept. Drept. Deci, da. Rombul cu un unghi drept este parolagram. Este pătrat. Ioana, hai să mai recapitulăm, mai spun o șmecherie. Când mă aflu într-o situație în care nu mai pot continua, ca să-mi pot face, să-mi clarific în minte lucrurile, repet încă o dată tot ce am găsit până în clipa asta. Da. Să văd dacă autorul nu... Deocamdată noi nu mai desfacem ipoteza. Da. Nu ne-am dus spre concluzii deloc. Muncim la ipoteză și ne facem tot felul de idei despre ipoteză. O desfacem tot felul. Da? Deci, din discuția purtată, am văzut că ABCD e romb, nu degeaba. Ne-a ajutat foarte mult chestia asta. Că nu... Că ABCD e parolagram. Că ABCD, da, ABCD e parolagram. Ne-a ajutat foarte mult asta. Că am dus mediatoarea și nu degeaba și am văzut că N, D cu N, B. Vezi, dacă nu știam proprietatea asta, nu ne venea în minte șmecheria asta. Că N, D, că N, B. Și că unghiul ăla de 30 de grade, nu ne-am folosit deloc de el. N-am mișcat deloc cu el, pentru că nu ne-am apucat de ipoteză. Că figura asta este, în clipa asta, cel puțin... pătrat. Cel puțin romb. Da. Romb, că despre pătrat nu pot să afirm. Dar romb este care are diagonale perpendiculare. Da? Deci, în clipa asta, diagonalele sunt perpendiculare, s-au înjumătățit că DB este mijlocul lui DB, deci e limpede, avem de-a face cu un romb. Ce trebuie să arăt? Nu știu dacă trebuie să arăt că e... Poate mă străduiesc să arăt că e pătrat și nu mi-este de folos. Mm. Ce îmi spune problema? Trebuie să arăt că... Să arătăm... trebuie să aflăm unghiul de AB... Unghiurile parolagramului, da. Și diagonalele. Și diagonalele, lungimea diagonalelor. Hai să vedem acum, să pornim spre, să aflăm unghiurile, că nu degeaba, să folosim unghiul la 30 de grade. Să folosim la unghiul ăla de 30 de grade. Deci una la ăla de 30 și ăsta de 30. Păi... Unghiul... unghiurile astea împreună nu au tot 180 de grade? Care? D, A, B și B, C, D. D, A, B și? B, C, D. Și B, C, D sunt congruente. D, A, B și cu B, C, D sunt opusele din parolagram. Da. Sunt congruente, dar nu că fac 180 de grade, n-am niciun motiv. Că atunci ar fi fost 90 și 90 și ar fi fost împătrat, dar nu. Trebuie să reușesc.
Trebuie să ne vină voi idei. Nu cred că putem să avem emoții. Trebuie să cred. Nu degeaba 30-30. 30-30 acela, nu degeaba. Latura CD este cât AB. Asta știu. CD cât AB. Ne-ar ajuta dacă am afla că unghiurile, între unghiurile AOB și DOC sunt isoscele. A, O, B. Și DOC, dar nu sunt. Nu puteam trage de problemă, că A, O, B, n-avem de unde să tragem concluzia asta, nu? Nu ne este. Eu, ce... Doamne, cum să facem totuși să vedem ceva interesant aici. Dacă aș putea să arăt că unghiul ACB e de 90 de grade, zic și eu, dacă ar fi ăsta de 90 de grade, atunci 90 cu 30 ar face 120 și ăsta ACB, dacă fiind de 90 și ăsta e tot de 90 ca fiind paralele tăiate de secantă și ăsta rămâne să fie în completare până la cât? Până la 180, de 60-60. Ar fi foarte tare. Da. Deci acum eu mă concentrez spre ideea aceea de a arăta că ACB acela, ACB e de 90 de grade. Mi-ar trebui asta. Da. Mi-ar fi de folos. Deci vezi ce fac? Îmi construiesc o chestie care să mă ajute. Nu știu cum să pot să arăt că ACB este de 90 de grade. N-am motive așa foarte temenice acum. Dar sper. Sper să arăt că ACB a trebuit să-l compar pe ACB-ul ăsta cu unul în care deja știu că e de 90 de grade. Deci eu am un unghi care știu că e de 90 de grade. De O... M. De O... De O... M. Da! Știu că e de 90 de grade, da? Din mediatoare aceea. Da. Și în continuare, acum să vedem cum folosim chestia asta. În triunghiul ăsta D, A, C, D, A, C, D, A, C, despre care vrea să spun că e dreptunghi, că n-a, da? Sau celălalt în partea cealaltă, sau A, C, B. În triunghiul de A, B, am un unghi de 30 de grade. Eu vreau să arăt că e dreptunghi acolo. Deci mă concentrez acolo, să prind chestia asta, că îmi place foarte tare. Dar cum să arat, acolo că în DAB ăsta, aceea AD e de amic. Dacă DC ar fi 2 amic, de 2 ori AU, atunci
Este o chestie că latura opusă, dacă e jumătate din DC alăturat acolo, triunghiul acela e dreptunghic și unghiul care se opune unghiului 30 de grade este jumătate din ipotenuză. Da, da. Este o chestie care mi vine în minte acum. Nu ne dăm bătuți, insistăm, nu vine nicio idee, vedeți? Sunt într-un gol. Dar sper, nu am abandonat problema. Dacă acum pe muchii de cuțit aflându-mă abandonez, stric tot. Tu m-ai obișnuit pe mine cu multe chestii de astea că ai reușit așa, te-ai prins și acum trebuie să... Dacă o faci tot tu înaintea mea acum, ce fericit am să fiu. Doamne, cât mult îmi doresc să o faci tu. Foarte tare îmi doresc. Schița o avem. Ne-ar trebui. Să ne legăm de rombul ăla. Să ne legăm de rombul acela. Poate ai dreptate. Într-un romb... Să intrăm în triunghiurile astea, în D, M și în B, M. Așa, într-un romb, diagonalele se înjumătățesc și bisectoare sunt, nu? Uh-huh. Adică D, B e bisectoarea unghiului N, B, M. Și triunghiul ăsta din O ar fi triunghiul isoscel. D-N-O ar fi triunghiul isoscel. El e dreptunghic, D-N-O e dreptunghic, nu? Da. Dreptunghic, dar și isoscel ce motiv ai tu să spui că e și isoscel? Pentru că... Nu, pentru că diagonalele nu sunt egale numai unde în pătrat. Da. Dacă am putea pătra să ne ducem, da. Noi nu avem pătrat, avem numai că diagonalele se înjumătățesc, sunt perpendiculare, deci suntem la romb. Cumva, de ce este cât nb, știm asta, că de ce e cât nb. De ce o? Da. De ce o? Nu cât nb, dm-ul cât nb. Așa, dm, am greșit eu. De ce o este cât ab. Nu? Da. Asta știm. DM este cât DN și cât NB și cât BM, nu toate laturile sunt egale. Dacă s-ar întâmpla ca DN să fie cât CN, DN să fie cât CN, triunghiul ăsta să fie... DN cât CN. DC cât CN, pardon. DC cât CN să fie, zic și eu. Dacă DN ar fi... Păi de la ce cu N nu e... Nu e unit din figură, nu? Asta da. Spui, am încărcat figura noi acum, în clipa asta. De acord că am încărcat figura. Nu vedem. Uite, Ioana, fiindcă nu vedem, hai să întrebăm pe proful online. No.
Adică ce faci? Îi dă drumul la film și vedem ce se întâmplă. Deci am încercat maxim noi. Da. N-am văzut. M-a zis cu ghiocera e 30 de grade. Da, facea mediatoare segmentului cu îi desectează dreptele VC și are. Hai să notăm cu oameni. A. D. N. Egal cu O. A. Uite, nu folosim în ipoteză optal, dar nu ne-am dus acum. Ni se cer unghiurile panogramului și lungimile diagonale, nu așa? Crezi că el știa problema? Profund la el? Unghiurile și lungimile diagonale. Deci iată, acolo să-l vedem acum dacă s-a descurcat să nu. Aștept și eu. Mi s-a dat că... Acum nu se descurcă. Figura asta ABCD este un panogram. Și că latura BC e cât AD și egal cu AMIC. Așa ne se dă problema, nu? Știi ce faci acum? Tragi de timp să înțeleagă ipoteza. Spune-o ce faci. Eu știu, îl cunosc. Mai am faptul că AD e paralel cu BC, adică toată asta e paralel cu toată asta. Măsura e de 30 de grade. Unghiul ăsta e de 30 de grade și s-a dus perpendiculara și nu degeaba. Da, mă, perpendiculara și... în DB. Pe DB. Pe NM. Nu vezi. Știu. Da. Și mai dă și perimetrul tot. Perimetrul la 8A. Tot perimetrul e 8A. Înseamnă că mai știm că e... Pe 4A. Nu. Dar ăsta este măcar cu astea două paralele. 4A-terul NBM. Înseamnă că dacă... Dacă e 2A, cum asta e A, asta e A, nu tot A. Da. Și perpendiculara pe mijloc ar fi, tocmai îl obligă să fie 90 de grade. Deci asta e ideea. Deci nu, noi o încercam mai pe unghiuri noi. Da. Hai că treaba e foarte tare. Deci ne-am dus că N, D e de 2A. Da. A...